organizator. Da, este surprinzător. Poate pentru cei care au venit la stadion e surprinzător. Pentru mine, mai puțin surprinzător. Știam că întâlnesc o echipă cu mulți jucători care au evoluat la viitorul sub îndrumarea lui Dârbăreanu. Dar băieții mei nici n-au reușit să înțeleagă treaba asta. Le-am transmis toată săptămâna că euforia de la Zărnești trebuie să dispară. Dacă ați vrea să vă dau din vestiar, vă dau. Deci inclusiv după meciul de la Zărnești am avut 5 minute de ședință cu ei pe anumite considerente. Dar se pare că a fost un semnal inutil tras. Imediat după meci a continuat, inclusiv ieri am avut o ședință de un sfert de oră după antrenamentul de ieri. Se pare că n-am reușit să-i aduc cu picioarele pe pământ, spre dezamăgirea mea, asta este. Mulți nu înțeleg cu ce se mănâncă fotbalul. Asta e o nouă mentalitate? Se pierd deja campionii seriei? Deja... Nu, se pare că, nu știu, n-au sărit mai sus. De mentalitatea asta este. N-au reușit să ajungă mai sus de atât. Vei lua și măsuri la acesta? Ce măsuri? O să joace alții, probabil. Că urmează un meci iar o echipă bună a seriei. Urmează pentru noi fiecare meci și asta a dovedit, adică toată lumea considera că Târgu Lungeniu e nu știu ce. Eu am știut că nu e o echipă de nebăgat în seamă, de-aia spun. E greșeala mea că n-am reușit să-mi aduc echipa așa cu picioarele pe pământ după euforia de la Zărnești. Cu toate că am încercat zilnic împreună cu Andrei, cu Șanta, cu colegul meu, zilnic am încercat treaba asta, dar se pare că n-am reușit niciunul din noi să-i convingem că fotbalul înseamnă muncă, trudă și luat meci cu meci. Da. Poate acum învață și ei că trebuie să joace fotbalul? Eu știu, dacă învață. M-aș bucura măcar dacă de acum încolo ar trage niște concluzii și ar reveni, da, din punct de vedere al atitudinii. Da, golul celorlalți Lungeni era bucurie mare în tribună. Poate despre acele, despre... Da, foarte bine. Mi se pare corect. Oamenii au tot dreptul să se bucure. Nu... N-am nimic. Fiecare e liber să susțină cauza. Da. Ține.